Welcome, Prime Minister.
Please come, come. Hey. Please not so close. Delegația Azera will wait till they come. We'll wait. Good morning, everybody. Bună dimineața. Dear President von der Leyen, Domnul președinte Aliyev, Prime Minister Garibashvili, domnul ministru, Prime Minister Orban, domnul prim-ministru Orban, Prime Minister Ciuca, domnul prim-ministru Ciuca, distinguished ministers and participants, let me start by dați-mi voie saying a warm welcome to Romania, România, here to aici la Palatul Cotroceni. Thank you for your presence here and pentru your prezența partnership aici și pentru in this crucial din quadrilateral document, acestui document crucial, quadrilateral, privitor la partenerie strategică în domeniul energiei verzi, dezvoltării acesteia și transmiterii acesteia între guvernele Azerbaidjanului, Georgiei, României și Ungariei. Our main focus today is energy security astăzi este pe securitatea energetică și cooperarea regională. These topics aceste have been subiecte key priorities for Romania, priorități cheie pentru România, pentru politica noastră externă, for our national dar și development pentru strategia națională de dezvoltare. Aceste subiecte au reprezentat priorități cheie și pentru Uniunea Europeană. Given the current security având în vedere contextul actual de securitate din cauza agresiunii militare împotriva Ucrainei, trebuie să colaborăm mai bine și să dăm dovadă de mai multă solidaritate pentru a aborda obstacolele actuale. Acest acord constituie un cadru pentru cooperarea pe termen lung între țările noastre într-o serie de domenii foarte importante. Production, transportation and trade of clean energy. Și comercializarea de energie curată. The development of a new transmission infrastructure, dezvoltarea unei noi infrastructuri de transmitere, inclusiv un cablu submarin, third, sub Marea Neagră. Apoi, de asemenea, proiecte cu privire la oxigen, la hidrogenul verde și apoi eficiența. This is an ambitious este vorba de un acord ambițios. Arată că putem împreună să asigurăm o contribuție valoroasă la întărirea securității energetice europene și va contribui de asemenea la o creștere durabilă a
cooperării regiune. We also want to move forward more boldly towards clean energy. E bine să ne gândim, să ne întreptăm mai cu curaj către energia verde. Situația actuală ne afectează pe toți. Dragi colegi, climatul de securitate și dificultățile economice înseamnă că este nevoie de mai multe interconexiuni, mai multă cooperare la nivel regional și global. Cooperarea noastră energetică este un răspuns la mișcare strategică, va spori adaptabilitatea noastră în domeniul energetic, dar și numărul și calitatea rutelor de transport. Este o chestiune determinată de piață, iar potențialul energiei verzi în zona caspică, mai ales în Azerbaidjan, este mare. Este nevoie de o gândire în viitor și de preluarea inițiativei în această materie regiunea noastră. Salut prezența aici a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ne dă acest lucru încredere că un sprijin puternic și continuu al Uniunii Europene va exista pentru acțiunile noastre comune. Mai concret, etapa următoare, cablul submarin va fi amplasat pe Submarin Negre și ne dorim și sporirea legăturilor de transport maritim de la Constanța în Georgia. Aceste eforturi vor spori conectivitatea și cu Azerbaidjanul și mai departe cu Asia Centrală. Avem mult de muncă înaintea noastră pentru a putea, printre altele, să creștem capacitatea de a face față. Acordul semnat astăzi este parte din construcția îndreptată în această direcție. Vă mulțumesc. Și acum, dacă toată lumea este de acord, voi da cuvântul distinției noastre oaspete, doamna președinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Dragă Ursula, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, Klaus. Mulțumesc pentru faptul că ne-ați primit pe toți la București. Sunt foarte bucuroasă să mă aflu aici pentru această zi foarte importantă împreună cu liderii din Georgia, Azerbaijan, Ungaria. Acordul acesta va aduce Uniunea Europeană mai aproape de partenerii noștri din Caucazul de Sud. Ambele noastre regiuni vor reuși să se îndrepte către tranziția spre energia verde. Începând cu războiul din Ucraina, am hotărât să întoarcem în spatele combustibilului din Rusia și să promovăm parteneriatele spre energie verde ca acesta de față. Astfel, Uniunea Europeană a reușit să compenseze întreruperea aprovizionării cu petrol rusesc. Însă, este vorba aici și de o întemeiere a unui viitor al nostru pe un concept de energie sigură și curată. Asta înseamnă energia regenerabilă, pentru că acest lucru e bun nu numai pentru planeta noastră, ci și pentru economiile naționale, pentru locurile de muncă din diversele țări, pentru independență a aprovizionării cu energie electrică. Mă bucur foarte mult că acordul pune foarte mare accent pe aceste energii regenerabile pentru a integra o proporție cât mai mare de asemenea energie curată. Trebuie să sporim interconectivitatea, de aceea cablul submarin între România, Georgia și Azerbaijan este atât de important. Nu pot să spun decât că vă laud pentru un proiect deosebit de ambițios. Va lega ambele capetele Mării Negre și pentru comunicații digitale și pentru energie. Va întări securizarea aprovizionării noastre
va asigura energie verde din surse regenerabile prin România și Ungaria către Uniunea Europeană. Cablul submarin din Marea Neagră este plin de posibilități pentru viitor. Georgia, cu un destin european, va avea și ea mari beneficii, s-ar putea transforma țara într-un hub pentru electricitate și chiar să ajungă să fie integrată în piața internă de energie a Uniunii Europene. Și în sfârșit, cablul acesta va putea asigura electricitate vecinilor din Moldova și din Balcanii de Vest. De asemenea, în privința Ucrainei, va putea ajuta la reconstruirea sistemului energetic al țării și reconstruirea țării. Per total. După cum vedeți, proiectul aduce cu sine foarte mari promisiuni, va trebui să ne reușim să ne ținem de obiectivele acestuia. De aceea aștept cu mare plăcere rezultatele studiului de fezabilitate care este în curs de elaborare. Vom fi gata să sprijinim, să acordăm sprijinul nostru, pentru că acum avem posibilitatea de a sprijini financiar proiecte de interes comun cu vecinii, cu țările vecine și de interes comun este foarte clar că există aici. Putem spune aici, așadar, că cele două țărmuri ale Mării Negre nu au fost niciodată mai aproape. În sfârșit, un cuvânt de mulțumire pentru gazdele din România. Mulțumesc foarte mult pentru că ați făcut posibilă această reuniune de astăzi. Thank you so much. Vă mulțumim foarte mult, doamnă președinte von der Leyen, dragă Ursula. Prezența dumneavoastră aici ne dă speranța că de această dată eforturile de a apropia cele două țărmuri ale Mării Negre vor continua să fie tratate într-un mod care să ne apropie din ce în ce mai mult, în ciuda geografiei, poziției geografice. Aș dori acum să-i dau microfonul domnului președinte Aliyev pentru a ne prezenta părerea proprie pe acest subiect. Domnule președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc, dragi colegi, doamnelor și domnilor. În primul rând, vreau să-mi exprim recunoștința față de domnul președinte Iohannis pentru invitație și pentru că găzduiește acest eveniment. Importanța acestui parteneriat strategic care va fi semnat astăzi va fi contribuția noastră comună la securitatea energetică a Europei. Această înțelegere este un pas pentru a crea un coridor pentru energia verde. Vreau să-mi exprim recunoștința pentru doamna președinta Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, pentru sprijinul continuu acordat Azerbaidjanului în proiectele de securitate energetică și diversificare a energiei. În timpul vizitei doamnei von der Leyen în Azerbaidjan, am semnat un memorandum de colaborare pentru un parteneriat strategic între Azerbaidjan și Uniunea Europeană și am început deja să-l implementăm. Anul trecut, Azerbaidjanul a exportat gaz către Uniunea Europeană în valoare de 8,2 miliarde, anul acesta 11,3. Anul viitor vor fi cel puțin 11,6 miliarde. De metri cubi de gaz. Vom avea aproape 24 de metri cubi de gaz exportați, comparând cu 2021, când au fost 19 miliarde de metri cubi. De asemenea, Romgazul a semnat un acord de livrare de gaz din Azerbaidjan către România, începând din ianuarie anul viitor. Așadar, Azerbaidjanul își lărgește aria de acțiune geografică, furnizând gaz către piețele europene. Aceasta este o situație win-win
pentru că Europa are nevoie să-și întărească securitatea energetică, iar Azerbaijanul are nevoie de piețe de desfacere pentru resursele uriașe pe care le are. Astăzi începem să construim un nou pod din Azerbaijan către Europa. Țara noastră va deveni furnizor important de energie electrică către Europa, mai ales energie verde. Potențialul Azerbaijanului este de 27 de gigawați, atât de energie eoliană cât și solară. De asemenea, avem această producție în zona Mării Caspice. Împreună cu unul dintre investitorii strategici ai țării noastre, intenționăm să implementăm 3 gigawați de energie eoliană și 1 gigawatt de energie solară până în 2027. Până în 2037 intenționăm să avem capacități suplimentare de cel puțin 6 gigawatt. În felul acesta, o singură companie intenționează să investească în 10 kilowatts de energie verde în Azerbaijan. Acum două zile, Ministrul Energiei din Azerbaijan a semnat un contract cadru cu o altă companie globală, producătoare de energie. Această companie intenționează să investească în producția până la 12 gigawatts de energie solară și eoliană în Azerbaijan, așadar cel puțin 3 gigawatts de suplimentar vor putea fi exportați din Azerbaijan. Pentru a ne atinge țelurile, trebuie să lucrăm eficient, noi toți, toate țările prezente aici, împreună, în colaborare cu Uniunea Europeană. Doresc succes tuturor. Vă mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult, domnule președinte Aliyev, pentru cuvintele acestea, dar vă mulțumim pentru atitudinea noastră, pentru că considerăm că este o atitudine corectă și sunt foarte optimist că de data aceasta vom reuși să adunăm o echipă care, într-adevăr, să ne facă să spunem că economiile noastre devin din ce în ce mai verzi. Aș dori acum să-i acord cuvântul primului ministru Orban pentru a ne prezenta poziția dumnealui. Domnule prim-ministru, aveți cuvântul. Vreau să-i mulțumesc președintelui României pentru invitație. Am venit la București după 8 ani și văd dezvoltarea care a avut loc în acești ani și vreau să-mi felicit prietenii din România. Această dezvoltare justifică parteneriatul și intrarea României în Schengen. Decizia noastră a fost greșită în cadrul Uniunii Europene și această decizie greșită ar trebui corectată. România ar trebui să fie inclusă în Schengen cât de mai curând. Vreau să vă asigur, să-mi asigur prietenii din România că pot conta în acest subiect pe țara noastră. Domnilor și domnilor, situația actuală din Europa este atât de confuză cum nu a fost niciodată de când ne amintim. Avem un război în vecinătate, într-o țară care este vecină și cu România și cu Ungaria. Avem o criză serioasă energetică, avem o problemă cu prețurile și în același timp toate economiile europene luptă cu inflația și liderii europeni au hotărât să se rupă de economia rusească. În timpul acesta, în Statele Unite, avem o serie întreagă de măsuri luate pentru a-și proteja piața, așa cum nu am mai văzut în trecut. Istoria economiei europene, când importam energie și materii prime ieftine din Rusia, s-a terminat.
Dorim să avem o creștere economică și securitate. Nu avem însă o strategie nouă și în această situație noi, liderii, trebuie să ne asigurăm că vom asigura popoarelor noastre securitate economică și energetică. Suntem aici împreună pentru că am fost de acord că soluția este de a identifica noi surse de energie regenerabilă pentru Europa. Dar asta rămâne doar un vis până în momentul în care vom avea condiții efective pentru a realiza conexiunile. Avem în jurul Europei astfel de surse, iar regiunea Mării Caspice este o astfel de regiune de resurse. De aceea, Comisia Europeană, în înțelepciunea sa, a acordat atenția Azerbaidjanului, de aceea am dezvoltat colaborarea și este foarte bine că Azerbaidjanul și președintele Aliyev au fost întotdeauna deschis către colaborarea cu Uniunea Europeană. Eu pot spune că Uniunea Europeană poate să conteze pe Azerbaidjan, ne bucură. Noi, în Ungaria, suntem mândri că putem să participăm la o astfel de investiție unică, strategică, pentru că este din ce în ce mai important să fim inovativi și să găsim soluții inovatoare. Ne pregătim acum să construim cel mai lung cablu de transport al energiei submarin. Dacă aș fi cu 30 de ani mai tânăr, aș spune că este ca un rock and roll să construiești un astfel de cablu pe submarin. Prietenii noștri din Azerbaidjan, din Georgia și din România merită mulțumiri. De asemenea, mulțumim membrilor Comisiei Europene că putem să semnăm astăzi acest acord în domeniul transportului energiei electrice. Mulțumesc deci în numele Ungariei. Vă mulțumim pentru cuvinte și pentru atitudinea dumneavoastră. Mă gândesc că dacă dorim să garantăm securitatea în Uniunea Europeană, trebuie să găsim noi resurse, pentru că resursele pe care le-am folosit până acum nu mai sunt disponibile sau, și mai rău, sunt transformate în arme împotriva noastră. Așadar, este evident că trebuie. Și cum am mai spus și înainte, sunt foarte optimist că de această dată dezvoltăm o resursă și o conexiune care se va dovedi vitală nu doar pentru țările prezente aici, ci și pentru întreaga Uniune Europeană. Vă mulțumesc și voi acorda acum cuvântul reprezentantului Georgiei, domnului prim-ministru Garivashvili. Domnule prim-ministru, vă rog. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi și dragi prieteni, distinși participanți. De la bun început, aș dori să mulțumesc Părții Române pentru că găzduiește și organizează acest eveniment de importanță istorică. Doresc să mulțumesc de asemenea doamnei Ursula von der Leyen pentru sprijinul acordat de acest proiect. Problemele geopolitice și războiul din Ucraina au creat nevoia de diversificare și de capacitatea de a se adapta, mai ales în domeniul energetic. Amplasamentul strategic al Georgiei ne face un punte natural înspre Occident. Este vorba practic de o schimbare a jocului, aceste legături, noi legături energetice. Noi am făcut conectivitatea, am transformat într-o prioritate de top. Investim în lărgirea și modernizarea infrastructurii noastre energetice și de comunicații, în acord cu normativele europene, în comunitatea energetică,
Ne dorim să lărgim rețeaua și colaborarea. Avem instrumente importante pentru a facilita investiții în proiectul strategic cu importanță națională, dar și mai larg regională. Dragi prieteni, acum câțiva ani, la inițiativa Georgiei, a început activitatea la acest proiect, care prevede conectarea sistemelor energetice din Caucazul de Sud, de Europa, printr-un cablu subacvatic de înaltă tensiune. Acest parteneriat în domeniul energiei verzi și pentru transportul energiei între țările noastre confirmă disponibilitatea și dorința țării noastre de a coopera în materia asigurării alimentării cu energie electrică. Avem capacități mari de generare din surse verzi pentru a transmite și țărilor vecine. Avem infrastructura necesară în momentul de față pentru a transmite energie tuturor vecinilor noștri, cu excepția Europei. Cablul submarin din Marea Neagră oferă o perspectivă foarte importantă în această direcție. Proiectul va sprijini dezvoltarea sectorului energetic verde, va crea posibilități de comercializare corespunzătoare între Europa și Sudul Caucazului. Ca rezultat a privirea acestui proiect, prin conectarea sistemului energetic dintre Georgia, Azerbaijan, România și Ungaria, vom putea asigura legătura cu întregul Caucaz de Sud. În iunie 2020, Banca Mondială a pregătit o serie de rapoarte cu privire la acest domeniu și acest proiect, și care a arătat că proiectul este viabil din punct de vedere economic. În 26 aprilie 2021, am anunțat o cerere de exprimare a interesului pentru studiul de fezabilitate al cablului submarin care să transporte energie electrică și comunicații. Conform procedurilor de achiziție bănilor mondiale, s-a identificat un furnizor. A început pe 11 mai 2022 elaborarea studiului de fezabilitate. Apoi, perioada de aplicare va fi de 18 luni. Trebuie să accentuez și că întărirea interconectării și capacităților de tranzit între regiunile noastre este de importanță strategică pentru guvernul meu. Devenind un partener de încredere de transport, putem asigura acest transport între Caucazul de Sud și Europa. Parteneriatul între țările noastre poate spori, iar Georgia are un potențial uriaș pentru producerea și transportul de energie regenerabilă, care va contribui la întărirea securității energetice europene. Thank you very much, Prime Minister. Indeed, we are all looking forward. Vă mulțumesc, domnule ministru, într-adevăr, așteptăm cu mare bucurie să vedem pașii următori și sperăm să reușim să ne mișcăm repede, pentru că este absolut necesar. Noi ne-am pregătit economiile pentru această iarnă, însă deja la anul va trebui să avem alternative sigure pentru aprovizionare. Sperăm să reușim, așadar, să mergem într-un ritm rezonabil cu acest nou cablu. Dați-mi voie să dau cuvântul acum cu colegul meu, domnul prim-ministru Ciucă. Bună ziua, vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much, Your Excellency. Good morning. Mulțumesc foarte mult, excelențele voastre. Bună dimineața, noastră și participanților. Aș dori să-mi adaug vocea la căldura sa urări de bun venit exprimată de președinte Iohannis. Ca o contribuție la această discuție, intenționez să mă concentrez pe perspectiva noastră asupra acordului interguvernamental ce se va semna curând. Acesta răspunde unei nevoi urgente de a spori ponderea energiei verzi și a spori securitatea energetică. Prezenta la președinte van der Leyen
subliniază importanța strategică a acordului acestuia din perspectiva Uniunii Europene. Vremuri de criză trebuie să rămânem uniți, să aducem la un loc potențialul și resursele noastre. România este angajată să investească în producția de energie și în infrastructura energetică și în cooperare cu partenerii noștri să promoveze securitatea energetică pentru noi și întreaga regiune. Ca o consecință, România va juca un rol important ca țară de tranzit și ca un hub energetic regional, oferind alternative vecinilor și partenerilor noștri din Uniunea Europeană, dar și Republicii Moldova și Ucrainei. Acordul reprezintă un pas important înainte către întărirea cooperării pe termen lung bilaterale în domeniul energetic. Semnarea acestui document reprezintă o piatră de hotar importantă în cadrul eforturilor Uniunii Europene de a crește ponderea energiei verzi în lupta împotriva încălzirii globale și întăririi capacității de a face față în acest domeniu. Putem astfel să facem față mai bine provocărilor pe care ne confruntăm cu toții. Criza actuală energetică, exacerbată de războiul neprovocat al Rusiei în Ucraina, de efectele pandemiei asupra economiilor noastre, de inflație, are aceste consecințe. Piața energetică are prețuri mari și este volatilă în momentul de față în toată lumea. Așa cum am spus la întâlnirea regională a miniștrilor energiei în septembrie la București, putem contribui împreună la soluțiile necesare pentru întărirea asigurării alimentării cu energie electrică, împreună cu toți partenerii noștri. Avem conexiuni puternice în regiune. Niciodată n-a fost mai important ca acum să profităm de potențialul existent în materia generării sau capacităților de generare de energie din surse regenerabile. Parteneriatul cu Georgia și Azerbaijan și Uniunea Europeană deosebit este important pentru că România și partenerii săi europeni doresc să ajungă la atingerea obiectivelor în materia energiei și climatului agreate la Paris. România își exprimă deplin un angajament pentru a transpune prevederile acordului guvernamental în practică, mulțumind încă o dată părților pentru colaborarea și perseverența lor pentru a pune bazele parteneriatului cvadrilateral. În sfârșit, dar foarte important, aș dori să îmi exprim bucuria față de progresele în materie transmiterii de combustibil din Azerbaijan în România în 2023. Astfel vom avea o siguranță suplimentară în această materie. Înainte să închei, doresc să mulțumesc de asemenea în mod deosebit Ministerului Energiei și Ministerul Afacerilor Externe, care au depus eforturi mari pentru a găsi soluții bilaterale și regionale în direcția securității energetice. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule prim-ministru Ciucă! Mulțumesc, dragi colegi! Acum se încheie secțiunea publică a reuniunii noastre. Mulțumesc presei și personalului tehnic.